Vă salutăm, columbofili adevărați! Astăzi vreau să vă prezint un pui pe care îl dăruim, vrem să-l dăruim unui începător care va fi ales de domnul Roșca Valeriu. Acesta este un pui tomnatic din crescătoria mea, din porumbei de zbor. Tatălui a fost zburător, a fost, la rândul lui tatălui a fost un pui tomnatic. A zburat și cred că a clasat de vreo 7-8 ori, iar mama este tot din crescătoria mea. O să facem o filmare și cu pedigreul porumbelului și acesta este puiul pe care îl dăruim. Are pene pe picioare, inel vechi, 6-4-7 la sfârșit și la cine va ajunge îi dorim mult succes. Să reproducă porumbei care să-i aducă bucurii. E calm, s-a liniștit acum. E frumos puișorul. Un pic mai măricel, un pic. E mijlociu spre mare. No. Dacă îi dai o femelă mai mică, se va rezolva problema. Vă salut! Succes participanților! Sănătate! Am făcut și pedigreul între timp. Deci puiul are seria 49647 cu inel vechi. Tatălui este 395271. Se poate vedea în programul național de clasamente. Are 8 clasări cu 2 sosie din câte mi-au aminte de vârf. Bunicul este 188.39, foarte bun reproducător la mine din 2011. El a fost locul 9 național ca pui, apoi în 2014 locul 5 național, frate cu Olympic 13, cu campioana 14, toți porumbeii mei de bază. Bunica să aici ai 40-ul, a fost asă la pui, din păcate a trebuit să-i tai la fel ca și la taică-s-o inelul, că s-a îngroșat pe picior și i se umflase. În spate sunt porumbei de Gaston Van de Vouver pe partea de bunică de 40 și jos. Deci nepoată 611 lui Robi. Fechete cu Lucaciu, porumbelul renumit 611 cu 9 cupe naționale și campion european. Care acesta provine din asta. Asta din spate e din 39-le. Deci 39-le e bunicul lui 611-le. Mult succes norocosului!